Din datele preliminare comunicate de firma care realizează sondajele, au rezultat doi candidați pentru fiecare localitate, cu șanse să câștige alegerile locale pentru postul de primar, a dezvăluit deputatul social-democrat Mihai Weber. Parlamentarul a refuzat însă să le spună numele favoriților pentru alegerile de anul viitor de la primăriile Târgu Jiu și Motru. Din datele nefinalizate, vreau să vă spun un singur lucru, că avem șansele cele mai mari să câștigăm cele două municipii. Deci avem persoanele potrivite, dar în momentul când vom trage linie și vom avea finalizat acest sondaj, cu siguranță o să vă comunicăm, dar lucrul cel mai important este că avem persoanele potrivite să câștige cele două municipii. Le aveți deja? Da. Am identificat persoanele respective și sunt câte două persoane, aș putea spune, pe fiecare localitate în parte, care au șanse foarte mari să câștige cele două primării. De ce nu ieșiți? Păi, v-am spus că vom ieși cu persoane respective în momentul când avem totul finalizat. Dar avem niște date culese, care nu pot să spui că sunt gata, avem niște date culese, dar date sunt extrem de îmbucurătoare. În sensul că, repet, sunt persoane care pot să ocupe această funcție. Parlamentarul de Gorj a anunțat că în momentul în care vor fi gata sondajele, acestea vor fi făcute publice, iar numele candidaților la primăriile Târgu Jiu și Motru vor fi cunoscute înainte de campania electorală pentru alegerile prezidențiale din acest an, respectiv înainte de data de 10 noiembrie. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, atunci va mai fi nevoie și de alte sondaje de opinie. La Târgu Jiu a fost votat în PSD. Nu, deja începeți să puneți niște întrebări la care nu vreau să răspund acum, că se creează tot felul de speculații. Dar, în momentul când vom avea finalizate acestea, veți avea și persoanele, că nu e un lucru de ascuns. Interesul nostru este ca, când ne apropiem de campania de prezidențiale, acele persoane să fie vizibile, pentru că trebuie să se pregătească. Mai sunt doar câteva luni până la locale. Deci în iunie avem localele și atunci e normal. Nu o să scoatem o persoană cu 3 zile înainte de alegerile locale. PSD Gorj a mai efectuat anterior un sondaj de opinie, însă rezultatele acestuia nu au mai fost făcute publice.